Inițiativa legislativă a cetățenilor, modalitate de exprimare a democrației participative. O resursă pentru clasa a șaptea. Așa cum rezultă din Constituția României, articolul 74, inițiativa legislativă poate aparține și cetățenilor în următoarele condiții: să fie cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot, cetățenii să provină din cel puțin un sfert din județele țării, în fiecare din aceste județe să fie înregistrate cel puțin 5.000 de semnături în sprijinul respectivei inițiative. Listele de susținători vor cuprinde numele și prenumele, domiciliul, seria și numărul actului de identitate, semnăturile susținătorilor. Posibilitatea oferită cetățenilor români de a-și exprima voința politică poate fi considerată cea mai eficientă modalitate prin care aceștia se pot implica în mod activ în procesul de luare a deciziilor la nivel statal. Inițiativa legislativă cetățenească poate avea în vedere revizuirea Constituției, adoptarea unor legi, modificarea unor legi. Nu pot face obiectul inițiativei legislative a cetățenilor aspectele fiscale, majorarea, scăderea taxelor, a impozitelor, aspectele cu caracter internațional, modificarea, semnarea unor tratate, precum și aspectele penale, amnistia și grațierea. Cetățenii nu pot propune proiecte de lege în ceea ce privește înlăturarea răspunderii penale sau anularea unor condamnări în cazul infractorilor și al infracțiunilor comise. Ce este amnistia? Eliminarea răspunderii penale pentru fapta săvârșită, iar grațierea presupune înlăturarea totală sau parțială a executării pedepsei, ori schimbarea acesteia în alta mai ușoară. Activitate în clasă. Oferă cel puțin 3 argumente care justifică în opinia ta de ce în cele 3 domenii, fiscal, internațional și penal, cetățenii nu pot iniția legi sau modificări ale legii. O resursă elaborată în cadrul proiectului CRED.